Pregătirile pentru sărbătorile de Paști sunt întoi în casele moldovenilor stabiliți cu traiul în Arizona. Tot mai mulți moldoveni aleg să sărbătorească Paștele departe de Moldova. Tradițiile moldovenești nu sunt date uitării nici la sute de mii de kilometri. Aici Marinela Lugoș din satul Volovița Soroca s-a stabilit cu traiul de mai bine de 8 ani, dar este mereu cu gândul la cei dragi. Obișnuiesc să coc pască, să vopsim ouă și să încerc să transmit tradițiile la puișorii noștri, ca să știu și ei de unde au venit părinților. Avem biserică românească aici, ortodoxă, la care mergem și sfințim Pasca frumos, cu coșul plin, cu mâncăruri, cu multe bunătăți, cu ouă roșii. În perioada sărbătorilor pascale, anul trecut, spre exemplu, peste 1 milion de oameni au traversat hotarele Republicii Moldova. Cei care sunt stabiliți cu traiul mai departe de casă continuă să mențină frumoasele tradiții. Uneori acestea iau o altă formă, nu toate obiceiurile sunt păstrate așa cum sunt unii obișnuiți. Astfel, Marinela a decis să fie promotorul obiceiurilor așa cum le-a moștenit de la străbuni. Păi aici nu se merge cu coșul, nu se face așa ceva și eu am spus nu, eu, asta e o tradiție, care eu nu trebuie să o las. Și am pregătit coșul și am spus la soțul meu, noi trebuie să mergem la biserică și să facem coșul și să simțim, să venim dimineața și să mâncăm așa cum noi obișnuiam când eram copii. Și în primul an, să știi că a fost numai coșul meu. Și după aia, încet, deja anul trecut când am fost, era masa plină de coșuri. Toată lumea deja obișnuiește să sfințească și să mănânce sfințit dimineața. Maria Reznic, mama copiilor, le este de mare ajutor, mai ales la pregătirea cozonacilor. Mai mulți ani la rând, clipile cele mai frumoase sunt petrecute alături de copii. Plină de emoții pentru cei dragi rămași acasă, Maria povestește cât de importante sunt aceste clipe în familia lor. Și noi ne stăruim ca să nu le uite. Să ducă aminte de... Nu trebuie să pleci. Să aduc aminte de casa părintească, de țara în care a trăit, dar să încerci să tradițiile să nu le uite. Că toate sărbătorile sunt la noi frumoase, îndeosebi Paștele este o sărbătoare scumpă, o sărbătoare religioasă, sfântă și frumoasă. Și ne stăruim ca să păstrăm tradițiile. Și plâng și de bucurie, plâng și de dor. Am aici o nepoțică la Moldova, altă nepoțică. Și când vin aici, mi-e dor de acasă, de nepoți și de copii. Când mă duc acolo, mi-e dor de aici, de America, de copii și de nepoții. Maria nu și-ar fi imaginat vreodată că la cei 50 de ani ai săi va petrece sărbătorile departe de casă. Impresiile despre SUA sunt dintre cele mai bune, dar speră că și în Moldova tinerii să se bucure de aceleași oportunități. După 50 ani nu m-am gândit că o să ajung tocmai la America. Dar sunt foarte bucuroasă. Ce v-a plăcut prima dată când ați venit în Statele Unite? Ce v-a impresionat cel mai mult? Tot m-a impresionat, tot. Tot ce este la ce se face în America, tot m-a impresionat. De ce pleacă? Pleacă de atâta că ei nu sunt asigurați, ei nu sunt plătiți, nu sunt stimați, nu sunt ajutați. Sunt oameni muncitori, dar nu au nicio speranță, nu au niciun ajutor și nu sunt plătiți, sunt plătiți foarte puțin. Visul Marinele Lugoș de a ajunge în SUA s-a împlinit și locuiește acum în orașul Phoenix din Arizona alături de o familie norocoasă. Istoria tinerei este complicată. Frapată de această țară, după programul Work and Travel, a decis să revină să-și încerce și ea visul american. Dacă tot vedeam că toată lumea vine în America cu programul Work and Travel și toată lumea zicea, hai să încercăm să gustăm din America asta, să gustăm din visul ăsta american, am zis, da, hai să încerc să vin. Sau am venit aici, mi-a plăcut foarte mult. După aia m-am întors, am absolvit facultatea de turism și servicii hoteliere
Și după aia am decis totuși să mă întorc înapoi. America este foarte primitoare. Este o țară cu mâinile deschise și cu atâtea oportunități. Moldovenii ajunși într-o țară străină trebuie să ia viața de la zero, dar spiritul de întreprinzător și caracterul rezistent la multe dificultăți este apreciat de către americani. Noi fiind muncitori și serioși, noi ne-am găsit job-ul și ne-am ținut bine de ele. Eu fac managementul la două case de bătrâni. Șefa mea este foarte, foarte mulțumită de mine și însăși de toți moldovenii. Eu am mai avut moldoveni lucrători și chiar lor le place de noi, le place că suntem muncitori. În Phoenix, Arizona, muncește manager la o casă de bătrâni, dar și-ar dori să activeze în domeniul turismului, așa cum studiile de la SEM, spune ea, îi vor prinde bine. Mă văd la o companie aeriană. Îmi place foarte mult să văd lumea cum călătorește și îmi place să fac lumea să zâmbească când călătorește. So, asta e visul meu, să lucrez pe specialitate. Datorită Moldovei, care a făcut facultatea acolo, studiile mele au fost evaluate 100%, so, mulțumesc Moldovei pentru asta. So, eu îmi caut un job cu specialitatea mea, în turism, servicii, hoteliere. O trebuit doar să le traduc și să le notarizez documentele mele de la facultate și să le trimit la o companie de acreditare. Tot în America și-a găsit și perechea. Împreună cu soțul și fetița de doar 5 anișori, s-au integrat mult mai repede în societatea americană. Moldovenii când se strâng la un colț de masă plâng, la un colț de masă râd. Cam asta mai zis noi pe aici. Și da, în general ținem și păstrăm tradițiile toate cum trebuie și invităm cât mai mulți și de-ai noștri și din alte, nu contează nație, să ia parte la ele. Aici am întâlnit-o, ne-am dus la un film și de la filmul ăla ne-am căsătorit. Simplu, povestea noastră e simplă, dar avem un copilaș și ne-a dat Dumnezeu să fim sănătoși cu toții. Ouăle încondeiată și Pasca sunt pregătite cu multă dragoste, iar părinții și bunicii se adună în jurul mesei de sărbătoare. Nicole, fetița de doar 5 anișori, vorbește limba română acasă, iar limba engleză cu semenii ei la grădiniță. A fost în vizită în Moldova acum 2 ani, unde a reușit să-și facă și prieteni noi. El zice că vrea ca să doarme. Am în Moldova și în America. Eu știu română și engleză. Sărbătorile de Paști determină pe moldoveni să fie mai uniți, iar tradițiile sunt aici sărbătorite de fiecare dată cu mare dragoste și dor de casă pentru a fi mai aproape de Moldova. Și Pasca e gata! Uite pascălița noastră! Frumoasă! În orașul Phoenix, Arizona, locuiesc peste 100 de membri ai comunității de moldoveni.